Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi oaspeți. Începe cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor la Fântâna Dorului și Mleu Silvaniei, județul Sălaj. Sperăm cu ajutorul celui de sus să fie sărbătoare cu adevărat la noi, ca de fiecare dată, în fiecare vară în care ne-am întâlnit timp de 15 ani. Tuturor celor veniți vă dorim o ședere plăcută pe plaiurile sălăjene, iar dumneavoastră, spectatorilor, părinților, să vă simțiți foarte bine în aceste zile de sărbătoare, iată, când cu această ocazie se derulează atât Festivalul Internațional la Fântâna Dorului, precum și Zilele Orașului Șimleu. Permiteți-mi să prezint pentru început ansamblul folcloric Haic Slovacia. A fost înființat în anul 2010. Grupul are în jur de 50 de membri, de la vârsta de 10 la 18 ani, cu media de vârstă de 16 ani. Coreografiile sunt din regiunile Malahonț, Liptov, Sariș și Zemplin. În repertoriul lor există dans feminin în cerc, dans masculin în sensul recrutării în armată și înțelegerii secrete, dans de perechi, precum și alte dansuri. Are 20 până la 25 de spectacole anuale la diferite evenimente culturale, festivaluri de folclor și concursuri la care au participat cu succes atât la festivaluri folclorice slovace, cât și la cele din Europa. Așadar, ansamblul folcloric Haic din Slovacia. Se pregătește ansamblul din Blaj. Succes! Yeah.
Și acum, ansamblul Junii Blajului de la Clubul Copiilor din Blaj. Aș vrea să menționez faptul că majoritatea formațiilor au în componența lor tineri și copii care participă la activitățile de la cluburile și palatele copiilor. Este meritoriu pentru toți cei care îndrumă acești copii minunați pentru a nu ne uita tradiția. Spunea cineva, cultura tradițională, cea care stă la baza culturii în general, aceasta nu se poate fura. Este adevărat. Ea definește și duce mai departe tot ce are un popor mai frumos. De aceea, eu, în calitatea de profesor la club, felicit toți colegii și toți acei instructori care încă nu și-au uitat menirea aceea de a instrui copiii și de a le arăta frumusețea culturii tradiționale. Pentru că ei nu au, mulțumesc, domn profesor, acești copii nu au de unde să învețe într-o lume în care totul se desfășoară într-un ritm exagerat de iute, de repede, și în care se pare că faptul că tehnologia ocupă un loc important în viața noastră, se pare că tânăra generație este tot mai atrasă de aceasta și uită sau nu are timp pentru a studia trecutul lor al fiecăruia. Dați-mi voie să invit în scenă, așadar, ansamblul Junii Blajului. El a luat ființă în anul 1995 sub îndrumarea domnului profesor coregraf Vasing Florin. De la înființare și până în prezent a participat la diferite festivaluri, concursuri și alte manifestări folclorice, unde au reprezentat zona folclorică a Târnavelor. În acest spectacol vine în fața dumneavoastră cu un program de dansuri din zona Blajului. Dans fecioresc, rarul, dans de fete, jieneasca, dans de perechi, învârtita. Așadar, ansamblul folcloric Junii Blajului al Clubului Copiilor din Blaj. Succes, copii!
Merită felicitări, copiii aceștia chiar muncesc și în timpul vacanțelor. Felicitări tuturor! Noi, dascălii și părinților și majoritatea oamenilor de bună credință, să spun așa, apreciem foarte mult faptul că acești copii au talentul, dar și dragostea de a învăța dansul nostru și cântecul nostru românesc. Ne bucură și faptul că la tot mai multe evenimente care se desfășoară, programele folclorice, cele adevărate, cele autentice, au un loc aparte. Spuneam mai înainte, dragostea de cântec, dragostea de joc și dragostea de neam nu se fură. Permiteți-mi acum să invit în scenă un ansamblu din județul Sălaj. Este vorba de ansamblul Clubului Copiilor Cehu Silvaniei. Ansamblul Codrulețul de la Clubul Copiilor Cehu Silvaniei s-a înființat în anul 1990. A participat la numeroase festivaluri și concursuri regionale, naționale și internaționale, unde a obținut numeroase premii și mențiuni. A participat de 4 ori la Festivalul Internațional în Belgia, iar anul trecut, ansamblul folcloric a fost prezent la Festivalul Internațional la Fântâna Dorului din Șimleu cu o altă generație de copii. Cei care evoluează azi în fața dumneavoastră sunt la început de drum, sunt o generație nouă, căreia îi dorim mult succes și să ajungă la performanța colegilor dinaintea lor. În prezent, ansamblul este pregătit de către profesorii Mirel Olăhuț și Răzvan Muj. Coreografia este asigurată de către domnul instructor coregraf Mureșan Radu. Așadar, Codrulețul de la Clubul Copiilor din Cehu Silvaniei. Vizionare plăcută! Și mult succes, copii!
Horica, lanță pentru Horica, lanță pentru Horica. Să intre în scenă ansamblul gazdă, ansamblul Barcăul de la Clubul Copiilor din Șimleu, Silvaniei. Doar atât pot să spun, doar atât pot să spun. Mulțumim lui Dumnezeu că avem copii care îndrăgesc cântecul și tradiția și au părinți pe măsură care îi sprijină, care știu de la mama lor, de la bunica lor, de la străbunicii lor ce înseamnă să-ți iubești cântecul și jocul tău, care totdeauna te face mult mai valoros
în această lume trecătoare. Așadar, urmează ansamblul folcloric Barcăul de la Clubul Copiilor din Șimleu. Orchestra este condusă de către maestrul profesor Titus Câmpian, căruia îi mulțumim mult! De ani de zile s-a realizat un parteneriat cu distinsul profesor de la Liceul de Artă din Ioan Sima din Zalău. Domnia sa ne ajută enorm de mult și înțelege și ca dascăl și ca artist ce înseamnă să spui prezent atunci când este nevoie. Avem un grup vocal care va interpreta cântecul Zâmă Petre, soliștii vocali Crina Pop, Marc Orțan, David Meseșan, un grup vocal David Colța, Rareș Tămaș și Tudor Pop. O să-i vedeți în surpriza pe care noi vă oferim. Un duet vocal surorile Tincău, un dans de Acriș, precum și solistele Roxana Dârjan, Ioana Roșu, Ionel Roșu. Aș vrea să precizez faptul că în această seară Barcăul se prezintă cu o primă parte a spectacolului pe care îl au ca și gazde. Ei vor intra și duminică seara de la ora 11. Ei vor încheia, de fapt, programul folcloric în cadrul zilelor orașului Șimleu. Așadar, Barcăul din Șimleu Silvaniei. Și pentru că festivalul nostru are un istoric și pentru că organizatorii acestui minunat festival pentru tineri și copii a avut nevoie de sprijinul unor oameni de suflet care au înțeles importanța acestui festival, permiteți-mi, vă rog frumos, avem o surpriză pentru cineva care este prezent aici între noi. Este vorba despre profesorul Ioan Driha, fostul nostru inspector general. Domnul Driha, vă așteptăm în scenă. Domnia sa a pus bazele împreună cu Clubul Copiilor într-un moment în care ne-am gândit să facem un festival pentru românii noștri și să-i aducem aici la Șimleu. Aș vrea să spun că domnia sa ne-a pus la dispoziție mașina inspectoratului, ne-a dotat cu xeroxul de care noi aveam nevoie
și a spus: fraților, de ce aveți nevoie, vă stăm la dispoziție. Un om extraordinar, un profesor deosebit, căruia ansamblul nostru îi mulțumește, chiar dacă această generație de copii nu l-au prins ca inspector. Noi îi mulțumim din tot sufletul și nu putem să-i oferim decât o simplă diplomă, dar e cu dragoste, cu respect colegial pentru un om extraordinar. Îi mulțumim din suflet, Dumnezeu să-i dea sănătate și ani mulți să poată sluji învățământul românesc, să fie alături de copii care să știe care le este menirea în această lume a științei. Mulțumim, doamna profesoară! Meritul este a soților Neaga și a fostului profesor Doru Pușcaș, care sunt promotorii acestui festival. Întâmplarea a făcut că eram și eu pe vremea aia acolo unde Dumnezeu mi-a hrăzit să punem o mână de ajutor la construcția acestui festival. Vă mulțumesc tuturor și să vă dea Dumnezeu numai sănătate și viață lungă Barcăului și festivalului. Vă mai așteptăm. Și acum Barcăul din Șimleul Silvaniei. Uite, vremea... Să sperăm că reușim să alungăm norii. Să sperăm. Haideți, copii! Thank you.
Doi cu muș, la 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 la
Hai și noi, picioare moi, că de nu va până moi, măi!
Foarte, foarte, foarte drag. Ia, vezi, copii, foarte zâmbăreți. Și îmi spuneau părinții, doamna Neagan, să știți că numai pe muzică populară adorme. Orice an face, îi place foarte mult. Ia, uite,